Studenții ajung să plătească sute de euro pe lună chirie doar ca să poată studia în Cluj-Napoca. Asta fără cheltuielile suplimentare, totul din cauza că locurile din cămine sunt puține, iar studenții sunt de ordinul zecilor de mii. Studenții preferă apartamente cu camere decomandate, adică camere separate în care poate să stea fiecare separat, ca și valoarea apartamentelor undeva sunt dispuși să plătească 100-150 de euro de persoană. Deci un apartament cu două camere, discutăm 300-350 de euro, trei camere 400-450. Spre deosebire de alți ani, studenții sunt atrași de apartamentele din cartierele noi construite de la marginile orașului, datorită raportului preț-calitate. Prețul este mai scăzut datorită distanței pe care studenții sunt nevoiți să o facă până la facultate, dar condițiile, să știți că sunt foarte bune. Apartamentele fiind noi, sunt finisate modern, totul este de ultimă generație, și atunci chiar dacă poate fac 10-15 minute în plus până la facultate, sunt destul de atrași de acele zone și de acele locații datorită condițiilor foarte bune. Bun, după cum am văzut și în fotografie, acesta este apartamentul. Avem un open space living cu bucătărie. Bucătăria complet mobilată și utilată, cuptor electric, plită electrică, cuptor cu microunde, combină frigorifică, loc pentru servit masa, partea de living, canapeaua este extensibilă, deci la nevoie se poate folosi și pentru dormit, o măsuță de cafea, televizor, birou, mobilier de living, cam tot ce e necesar, să zicem așa, într-o încăpere, dormitorul. Dormitorul este cu pat dublu și un dressing mare pe tot peretele, baia cu cadă, complet mobilată și utilată. Dacă mai ai nevoie de spații sau de mobilier sau lucruri care să-ți prenumereze spațiu, putem să vorbim cu proprietarul, să vedem ce mai putem aduce. Locurile în căminele universităților sunt, ca în fiecare an, insuficiente. UBB pune la dispoziția studenților aproximativ 6.000 de locuri în cele 18 cămine pe care le are, locuri care evident nu ajung, fiindcă în fiecare an avem aproximativ 9.000 de cereri. Noi sperăm să reușim să construim și alte cămine sau să le extindem pe cele existente, iar efortul acesta este unul continuu. Locurile în cămine costă între 100 și 220 de lei și sunt acordate pe baza criteriilor legate de performanță și de condițiile sociale.